2016 este consacrată pregătirii procedurilor necesare lansării, atribuirii unei achiziții pentru cea de-a doua escadrilă de avioane F-16 în cursul anului viitor. Sunt necesare o serie de proceduri de aprobări interne. Este necesară, în primul rând, identificarea disponibilului de noi aparate, de la din dotarea forțelor aliaților noștri, în primul rând, și știm că este un context în care cererea e mare și o escadrilă disponibilă nu este chiar așa de la îndemână. În prezent suntem în așteptarea unor răspunsuri la o scrisoare pe care am trimis-o circular pentru informații despre disponibilul de asemenea aparate, după care sigur, sunt o serie de acorduri ce trebuie încheiate, în primul rând, cu SUA, care deține o parte importantă din pachetul informatic, din serviciile necesare operării aparatelor F-16, și apoi acordurile necesare cu acel aliat, cu acel partener care este dispus și are posibilitatea să ofere următoarele aparate pentru forțele noastre aeriene. Deci, în acest domeniu ne uităm la anul 2017, la finalul lui, pentru a putea parcurge toate aceste proceduri.